Turmă, am început să mă la școală cu românul, cum era românii. Din 22, din 18 până în 40. 22 de ani au domnit aici românii. Și când mă duc la școală, tămanul venit rușul eu un an de zile. Și după un an de zile, iar ne-au lipădat asta rușii și au venit românii înapoi. S-a învățat până în 44, când ne-au eliberat a doilea război mondial. Și pobieda a fost peste un an de zile, în 45, la 9 mai, când au luat Berlinul, Berlința. Eu tale cât știi, trebuie să scrie o carte. Nu mă greutez. Știi? Da, nu m-am dat, dar de acum văd că radiculitul ăsta, serul ăsta și așa face. Ei, vede, oameni, anii își spun cuvântul, te-am. Nu pot radica unul. Câți ani ai, Netale? Din 33, fă socoteală. 33 ani? 70. 77, dar când n-am plinit, la 5 iulie. 5 ani, dar ești vara, da. Când e cald. La 5 iulie, la a doilea prășit. Dar de atâta timp de frig. Da. Și mama a prășit tete ziua, a dus la Hans, ca la din nenașeală. Sara, o imunie liberă. O bucurie, dar tata slujea Chișinău la șapte vânători. O luat în brațe și m-a dus, m-a arătat la comandir și a dat drumul de unit acasă, m-a botezat. Da. Mitica mea e românească, născut în 33. Uite, dar până tale copiii, de fapt, nepoții, pașa poate românești. M-a dus la arhivă și nu zic tăție om. Dar pe metrica care m-a născut la arhivă, Ioan. Bârca Ioan Ghilin. Deci am toți care s-au născut statuiza, așa trebuie să-ți faci pasportul adevărat. Știi, Metale? Da. Așa. E greu. Viața e grea? Hai, ce să lucru și mulțumesc. Ce? Ceaiul? Ceaiul n-avem astăzi. Tot noi. Ceaiul n-avem astăzi. Mâine precis ați fi de astăzi. Bun. Hai, sănătate și aveți grijă. Trăiți-vă cât mai bine și. Noi ne stăruim, dar... Noi cum vrem noi, cum vrea cel de sus. Să trăim în bine și copiii noștri încă mai în bine. Hai, sănătate.